Bine v-am găsit sau regăsit la un nou episod al emisiunii Asimetric. Suntem de fapt la partea a doua dintr-un calup de două emisiuni. Mă bucur că în premieră am reușit să facem asta, pentru că niciodată nu ne ajunge timpul într-o singură emisiune. Acum vedem dacă ne ajungem două. Da. Nu suntem convinse. Cam dificil. Sigur nu. Dar din nou alături de mine sunt cele două prietene ale mele, Florentina și Dana. Bine ați revenit câteva minute mai târziu. Mulțumim pentru invitație, bine v-am găsit. Așa, mulțumesc, Dana, pentru oficialitatea momentului. Dar am început în prima parte și am discutat despre realitatea suferinței. Și în această a doua parte vrem să vorbim despre realitatea bucuriei. Ambele sunt, am zis de câteva ori și în prima parte și vă repeta din nou, sunt realități care există concomitent. Nu trebuie să se excludă una pe cealaltă, pentru că de cele mai multe ori, atunci când trecem prin suferință, ne gândim că nu poate să fie bucurie. Și dăm la o parte bucuria asta. Și atunci, cred că cel mai bine putem, ca să legăm cele două părți, să pornim întocmai de la asta. Ce înseamnă, sau ce poate însemna, sau cum poate arăta bucuria în suferință? Sau poate exista? Că tot am zis că există. Cum? Eu sunt în postura de a promova constant bucuria împletită cu suferința, pentru că orice suferință ai avea, indiferent de ce natură, și vorbeam de suferința la mai multe niveluri, să-ți dai voie să te bucuri este partea vieții. Cum ai putea să negi zâmbetul copilului tău sau să nu participi cu el la bucuria lui, chiar dacă tu treci prin suferință și ești într-o perioadă poate de grea încercare sau de pierdere? Nu poți. Și mi se pare că nici nu te lasă să trăiești suferința cum trebuie și să o prelucrezi dacă îți negi orice bucurie, dar nici nu te lasă vindecarea să-și facă loc, pentru că Dumnezeu, foarte interesant cum lucrează El în suferința noastră spre vindecare și folosim bucuria. Cred că trebuie să învățăm să ne bucurăm în orice circunstanță a vieții, fie că e suferință, să ne bucurăm în bucurie, să ne bucurăm autentic în plictiseală, să ne bucurăm oricând și oriunde am fi. Și chiar cum citeai în emisiunea de dinainte, din cartea aceea, deținuți fiind, între torturi, se bucurau că Dumnezeu le-a îngăduit să facă ceea ce ani de-a rândul biserica a făcut, să sufere, martiraj. Nu? Și apropo, că am discutat în pauza dintre cele două părți despre, pornind de la exemplul Florentinei legat de Richard Wurmbrand, ziceai tu despre faptul că există la un moment dat un pasaj cu Dumnezeu în subterană, există un mic pasaj în care ei făceau glume și glumeau în închisoare și te întrebi, ok, cum există glume? Și eu citind în bancă, că eram la școală pe vremea când am citit-o, am chiar râs, era o glumă chiar foarte bună și chiar îți venea să râzi. Și atunci am rămas șocată pentru prima dată. Oamenii ăștia sufereau. Unii din ei poate nu mai aveau dinți, alții erau diformi de la bătăile care le-au încasat. Și ei făceau glume la câteva ore după și râdeau. Iată un eșantion de realitate, de viață reală, suferință fizică, dar din punct de vedere spiritual era liber oricare din ei. Nu? Și n-au putut... Scuză-mă, n-au putut, torționarii n-au putut opri bucuria, pentru că ea transcede. Și apropo de faptul că n-au putut opri bucuria, vedem nenumărate exemple în care îi băteau, vorba ta, încasau bătăi de nu vedeai și trebuia să facă doar un simplu lucru ca să scape. Să spună, mă convertesc în cazul greco-catolicilor despre care vorbeam, mă trec la Biserica Ortodoxă și măcar nu trebuia să-și renege credința în Dumnezeu, efectiv. Sau în alte ocazii puteau să-și renege credința, dar puteau să-și renege doar de pe buze. Exact. Și inima să zică, Doamne, tată, nu mă crezi. Da. O astfel de formulă. Da. Și uite că ăștia sunt oameni care au îmbrățișat suferința, nu au făcut compromis și în toate astea, și aici vreau să ajung, pentru că ai zis tu de
la nivel spiritual, ai folosit expresia asta, există, și aici încerc să pun întrebarea corect, există bucurie autentică în mijlocul suferinței, în absența lui Dumnezeu? Eu personal cred că nu. Nu există bucurie autentică dacă personal nu suntem împăcați cu Dumnezeu, nu putem avea pacea Lui, acea pace autentică care rezistă, dăinuiește de-a lungul unei vieți întregi sau chiar mai mult de atât, pentru că ne așteaptă ceva dincolo, fără a fi împăcați cu Dumnezeu și fără a primi jertfa Lui Hristos în viețile noastre și a crede în El. Da. Perspectiva mea e un pic diferită. Eu cred că există bucurie, doar că bucuria poate fi de anumite grade și nivele. Da? Adică eu am văzut oameni în suferință, fără să-L cunoască pe Dumnezeu, care găsesc bucurii și se lasă atrași de bucuriile alea și se lasă în a se bucura de bucuriile alea chiar în suferință, și asta îi ajută la oarecare, într-o oarecare măsură să-și depășească suferința și condiția. Pentru că, dacă îmi dai voie, bucuria este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu o dă tuturor fără să facă deosebire cum dă și ploaia. Există în însăși bucurie și manifestarea ei, o binecuvântare, că tu îl recunoști pe Dumnezeu ca fiind cel care îți dă bucuria sau nu îl recunoști, Dumnezeu nu îți neagă bucuria. Cred că Dumnezeu ne dă lucruri și cred că vrea să ne bucurăm de lucrurile pe care ni le dă. Și cred că este extraordinar când în momentul suferinței putem să ne bucurăm de, poate și de lucruri materiale, de lucruri care ne sunt la îndemână și care ni se întâmplă în mod fericit și în mod bun. Și totuși, fiindcă s-a născut aici un mic debate, aș pune întrebarea asta: cât de costisitor poate fi să ne ancorăm în lucrurile astea, să ne ancorăm bucuria în lucrurile astea? Pentru că și pe astea le putem pierde. Foarte adevărat. Costurile sunt totdeauna foarte mari. Ideea cu care eu vin când susțin ceea ce susțin este că nu toți oamenii aleg pe Dumnezeu ca stăpânitor al vieții lor. Și totuși, eu sunt martor a faptului că și oamenii aia pot să se bucure de bucurie. Asta nu e decât un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu nu dă decât daruri bune oamenilor. Că El îl recunosc pe El. Dacă eu port, nu știu, o firmă mai cunoscută de haine, dar pentru mine nu e important dacă are eticheta aia sau nu are eticheta aia, că poate pentru cineva înseamnă una, a doua, recunoaște creatorul de modă și e minunat, dar eu nu înseamnă că nu mă bucur de ceea ce a dat. Dumnezeu nu neagă bucuria și Dumnezeu nu ia iubirea de la cei care nu-L recunosc pe El, dar ei nu o vor cunoaște în aceeași măsură în care poate să o cunoască un om care cunoaște pe dădătorul bucuriei. Și acum, eu am exagerat folosind metafora hainelor și a creatorilor de modă, dar asta e perspectiva mea, nu o impun. Mie mi se pare că sunt grade, nivele în care tu poți cunoaște bucuria. Tind mai mult înspre poziția Florentinei, pentru că, da, cred că Dumnezeu nu ne privează de binecuvântare și nu ne privează de bucurie și nu ne privează de iubire, cum ai spus tu, pentru că nu-L cunoaștem sau pentru că nu am ajuns să acceptăm acea minune a jertfei. Și totuși, în emisiunea anterioară, am vorbit la un moment dat despre rolul Mângâietorului în mijlocul suferinței, al Duhului Sfânt, care vine ca urmare în viața noastră a acceptării acelei minuni. Și dacă mergem pe firul ăsta a gândirii, mă gândesc la lista aceea a Apostolului Pavel din Galanteni cu roada Duhului Sfânt. Acolo vorbește clar că și bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. Și atunci mă întreb, revenim la întrebarea inițială, putem experimenta acel soi de bucurie sau profunzimea, dacă este să vorbim despre nivele, în absența prezenței lui Dumnezeu în viața noastră? Eu cred că o poți, pentru că vorbesc despre profunzime. Da? Sunt diferite grade
în care poți simți anumite lucruri. Am întâlnit oameni care negau existența lui Dumnezeu prin prisma meseriei pe care o am, cu care am făcut un exercițiu spiritual care se numește tehnică terapeutică și care a funcționat. Și pentru mine persoana aia nu era decât într-o anumită etapă din viața lui. Nu e treaba mea să-l judec și să-i pun eticheta. Da, ție îți dau exerciții spirituale că recunoști suveranitatea lui Dumnezeu sau ție nu-ți dau exerciții spirituale. Nu le zic exerciții spirituale, că ele sunt tehnici terapeutice deja demonstrate ca făcând parte din acele tehnici, care, instrumente care într-adevăr obțin ceea ce urmăresc eu să obțin. Și care au beneficiat de pe urmă lor, că mai târziu, după ani de zile, s-a întors și ăsta este unul din cazuri și mi-a zis să am decis să-mi reconsider spiritualitatea, m-a lăsat căscată. Datoria mea ca și psihoterapeut este să-i ajut pe toți, nu să deosebesc între unii și alții. Și atunci eu mă folosesc inclusiv de Biblie și de principiile din Biblie pentru a-i ajuta pe oameni. Că ei ajung la un moment dat să descopere esența și să-și dea seama de mult mai multe nivele, este extraordinar. Dar și eu susțin ce zice Florentina. În momentul în care Dumnezeu și îl recunoști pe Dumnezeu și atotputernicia lui în viața ta, bucuria pe care o simți, liniștea și pacea în încercări și chiar bucurie în necazuri, cum zicea și Apostolul Pavel, mi se pare că întrec orice limite, orice făcătură pe care tu ai putea să o faci sau controlezi. E clar că toți oamenii se bucură la un eveniment, la meci, dar nu este bucuria autentică și cea care va dăinui în timp. Cred că e normal să ne bucurăm, în mintea mea ne-aș diferenția așa, sunt bucurile astea umane. Ai zis tu, ne bucurăm la un meci, ne bucurăm de un eveniment. Și sunt bucurile spirituale care, iarăși, cred că un anumit tip de bucurie și bucuria care ne poartă prin toate... Nu poți avea decât prin Duhul Sfânt. Exact. Evident. Exact. Dar sunt într totul de acord. De ce? Pentru că e o alt fel de bucurie. Ea poate să te ajute să treci și să nu mai simți. Aș duce discuția asta un pas un pic mai departe. Pentru că una este suferința, sau cel puțin așa mă gândesc eu, una este suferința provocată de factori externi. Se întâmplă un eveniment nefericit, pierzi ceva, nu știu. Alta este când te lupți cu sinele și când ești dezamăgit de tine, când nu ți se pare că mai ai nicio valoare, nici un sens, că ai ajuns la fundul fundului și de acolo nu te mai scoate nimeni. Când experimentăm dezamăgirea de sine, ce facem cu bucuria? Asta este cea mai grea luptă, cred, pe care poate duce cineva, pentru că ne punem niște standarde personale sau trăim conform standardelor celor din jurul nostru, nu trăim conform cuvântului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se bucură de noi, eu de ce să nu mă bucur de mine? Dar se bucură Dumnezeu de noi când poate am făcut ceva ce nu trebuia să facem. Se bucură de noi, nu de ceea ce am făcut. Se bucură de noi, ca și foarte ființe, ca și copiii lui. Ceea ce am făcut e o altă poveste și se rezolvă rapid. Și partea aceea. Dar de noi, ca și ființe create de El, se bucură cu mare bucurie, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Aici intervine lupta noastră cu ceea ce credem, pentru că nu suntem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Repet, este un verset care spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Păi nu zice dacă vei persevera, dacă vei face binele, dacă vei face asta și asta și asta, vei fi o făptură nouă. Zice, dacă este în Hristos, este o făptură nouă. Eu sunt o făptură nouă, indiferent de ceea ce am făcut astăzi, care se rezolvă în alt mod, Dumnezeu mă iubește, se bucură de mine, este încântat de ființa mea.
Ne întoarcem exact la ce spuneam și în prima parte. Asta este, trebuie să vă uitați și la prima parte a emisiunii. Pentru că acolo vorbeam și ai accentuat foarte frumos, Florentina, ideea asta de cunoaștere, da? Că trebuie să ne ancorăm privirea în cuvânt. Și de multe ori, ideea asta că suntem o făptură nouă, parcă nu este compatibilă cu momentul în care facem ceva la care nu ne-am gândit că vom putea face și nu ne-am gândit că vom putea ieșua în felul ăla și nu ne-am gândit că o vom putea da în bară în felul ăla. Cum se poate să o dai în bară când tu ești o făptură nouă? Înseamnă că nu ești o făptură nouă. Cam ăsta e ciclul gândirii. Da, e foarte interesant. Așa pare că merge logica, dar de fapt realitatea este că suntem o făptură nouă, dar Iisus, Dumnezeu, Duhul Sfânt, nu ne scapă de firea noastră pământească, da? Tendințele noastre de dinainte încă mai sunt, încă au acolo colți, încă mai zgârie, mai zgândăre, mai ies la iveală când ne așteptăm mai puțin. Dacă noi pornim de la perspectiva realistă în care ne dăm seama, ok, eu sunt o făptură nouă, mă accept așa cum sunt, dar am și defecte, nu sunt făptura nouă care voi fi după ce voi trece din concretul de aici. Eu încă nu sunt aia, eu sunt asta. Atunci mi-e mai ușor să îmi accept și cum să le zic? Neajunsurile. Neajunsurile, foarte bun cuvânt. Ce ne împiedică de fapt să ne bucurăm atunci când experimentăm dezamăgirea de sine sau poate mergem un pas mai departe și spunem ce ne împiedică să ne bucurăm de fapt când experimentăm depresia, că vorbim despre depresia ca fiind nu boala secolului și cred că o vedem și în biserici, o vedem și printre prietenii noștri, o vedem în general și sunt convinsă că sunt mulți oameni pe care îi vezi trecând pe acolo. Ce ne împiedică când ne lovim de depresie? Ce ne ține acolo și parcă ne privează de posibilitatea de a ne bucura? Foarte adesea suntem noi înșine. Foarte adesea suntem noi înșine și ne punem piedici spunându-ne nu, eu așa trebuie să fac sau cu pretenții nerealiste de la noi și de la adevărul pe care îl trăim. Și cred că noi sunt și lupta cu noi înșine e cea mai mare luptă, cum zicea un pic mai devreme Florentina. Foarte, foarte mare lupta asta. Ei, inclusiv cu acceptarea realității că noi s-ar putea să fim propriile noastre piedici, chiar când Dumnezeu vrea de la noi mai mult și ar fi dispus să ne dea mai mult, noi nu? Nu, noi nu ne permitem. Și atunci noi suntem prima piedică. Alte piedici mai pot fi cei din jur, care au așteptări de la noi și care impun anumite standarde sau anumite reguli. Și ei ne pot împiedica. Și de ce nu, da, și cultura, și mulți alți factori pot fi cei care să ne împiedice, da? Și nu e așa că iarăși ne întoarcem la diferența asta dintre ce înseamnă să fii o făptură nouă, ce înseamnă să greșești când ești o făptură nouă. Cred că de foarte multe ori și cred că asta se întâmplă mai ales în spațiul evanghelic, că facem ceva, suntem super dezamăgiți de noi și cumva ne gândim că noi trebuie să ne reparăm pe noi înșine. Că noi trebuie să facem ceva cu greșeala aia și cu povara aia și de-abia după ce noi rezolvăm pe cont propriu, apoi putem să ne bucurăm și să venim înaintea lui Dumnezeu. Greșesc? Sau nu greșesc? Se întâmplă asta? Parțial nu greșești, pentru că avem un lucru pe care trebuie să-l facem și îl putem face. Este foarte simplu. Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Ei, după ce ne-am mărturisit păcatele, problema este că noi mergem mai departe împovărați, lipsiți de credința că Dumnezeu ne-a iertat și că ne va ajuta și data viitoare va fi mai bine. Poate că mai repet lucrul respectiv, poate că într-o măsură mai mică, dar va fi mai bine. Deci Duhul Sfânt ne conștientizează de ceea ce am făcut, dar nu ne condamnă. Noi suntem cei care ne condamnăm și mai departe umblăm sub condamnarea respectivă, pentru că, iar mă întorc la același lucru, nu trăim, nu credem cuvântul. Și condamnarea asta, cred că asta ne împinge foarte mult pe pista asta depresiei. Foarte pentru adevărat. Că pentru că nu ține contactul cu realitatea.
Da? Realitatea este cea de care vorbea exact. Florentina. Ți-ai cerut iertare. A fost iertat. Da, dacă Dumnezeu e drept și crezi ce scrie acolo, înseamnă că așa se va întâmpla. Mm-hmm. Sunt iertat. De ce nu mă pot dezbrăca de povara mm-hmm. asta pe care vreau să o trăiesc? Aici intervine perspectiva mea despre oameni, despre lume, despre mine. Și intervine și un alt păcat, păcatul autoflagelării, da. Pentru că ne place wow. să ne chinuim. Foarte păi viața cu Dumnezeu nu e așa de simplă, da, trebuie da, da. Să fac ceva să-i câștig bunăvoința. Da. Și uite-te ce greu mi-este acum. Este fantastic cum ai spus, pentru că niciodată n-am auzit numind autoflagelarea un păcat. Și este. Ai pus degetul acolo unde, unde este doare. Un păcat pentru că vine din mândrie. Mm. Eu, de fapt, sunt factor important în ceea ce se schimbă acolo. Dar Dumnezeu e cel mai important. Mm-hmm. Că eu mă pun deasupra lui Dumnezeu, nu? Când fac asta. Cine e cel care decide? Da, și îl spun pentru că l-am trăit. Ani de zile am căutat să capăt bunăvoința lui Dumnezeu, să-L impresionez prin viața trăită de mine. Tot timpul am încercat să trăiesc fără niciun păcat, să-L slujesc cât mai mult, ca să-i câștig dragostea și bunăvoința. Pe când acum m-am schimbat total, când greșesc zic, e ok, data viitoare vei face, vei reuși, va fi mai bine, Dumnezeu mă iubește, așa cum Doar sunt. Doar că problema intervine atunci când vine acea dată viitoare și iar o dăm în bară cu același lucru și practic ne dovedim nouă înșine că uite, iar așa am greșit cu exact aceeași chestie, din nou și din nou e aceeași poezie care cumva instinctivă, iată că nu sunt bun de nimic. Da, asta vine din faptul că noi nu avem o idee clară despre realitate. Eu constant și prin meseria pe care o practic îi învăț pe oameni să vină la realitate, să trăiască realitatea. Ce înseamnă? Și mi-a plăcut foarte mult cum ai subliniat. E mai bine. Noi nu suntem obișnuiți să vedem realitatea din mai bine și ce înseamnă asta, da? Poate prima dată, și acum o să mă folosesc de o cronologie ca să vă explic, poate prima dată îmi dau seama de ceea ce am făcut la 3 zile. Vai de mine ce am făcut! Prin faptul că eu încerc să corectez ce am făcut, imediat ce am conștientizat, data viitoare se va întâmpla, un pic mai devreme îmi dau seama, poate după ce am făcut-o imediat. Hei, ce am făcut? Dar oricine ar spune... Păi ai cam pierdut startul, trebuia să-ți dai seama înainte. Nu, asta este o critică nerealistă. Realitatea este că eu de la 3 zile am mutat la imediat după, ceea ce înseamnă un progres data viitoare, să trăiesc exact. Cu speranța și ancorarea în realitate care îmi spune mie poate că în timp ce fac exact același lucru îmi dau seama ups, stai că tocmai fac. Ei, antrenându-mă așa și punându-mi perspectiva reală a lucrurilor, îmi dau seama la un moment dat, înainte de a face lucrul ăla, opa, de obicei făceam asta, da? Dar doar dându-mi voie să trăiesc în realitatea pe care Dumnezeu mi-o prezintă ca fiind realitate. Nu aia a minții mele. Îmi dau voie să văd progresul, îl trăiesc și mă pot bucura de el, da? Pentru că nimeni nu aleargă. Scuze. Să învățăm să ne bucurăm de noi înșine, să ne bucurăm de Dumnezeu, să ne bucurăm de viață pe drumul ăsta pe care îl parcurgem acum. Noi nu suntem produsul finit. Da, foarte. Sau de multe ori ajungi să treci o etapă a vieții în care chiar ești mulțumit de propria persoană, cât de mult ai excelat și bang, o dai în bară iar. Ca să-ți aducă aminte de realitate. Exact. Că de fapt ești încă pe drum. Și că ai nevoie de Hristos zi de zi, de jertfa Lui avem nevoie. Și cred că diminuăm efectul jertfei lui Hristos în viața noastră și din pricina faptului că natural ne gândim măi, am făcut un lucru bun, Dumnezeu s-a bucurat. Da. Am făcut un lucru rău, Dumnezeu s-a întristat și în momentul în care, da, Dumnezeu probabil că se întristează când vede că păcătuim, când vede păcatul în viața noastră, se întristează de păcat, dar asta nu limitează sau nu diminuează impactul jertfei lui Hristos în viața noastră. Și atunci noi cred că ne gândim, păi dacă l-am dezamăgit pe Dumnezeu, da. Acolo... Nu diminuează nici calitatea relației dintre noi și El, nu? Adică... perspectiva cu care vine Dumnezeu, metafora cu care vine Iisus Hristos este aceea a părinte-copil. Dacă tot e, de ce a făcut-o? De ce s-a folosit de metafora asta? Pentru că e cel mai ușor de priceput pentru noi oamenii.
copilul tău nu mai e copil că a greșit, a spart geamul vecinului, nu mai e copilul tău, copilul tău nu mai e copilul tău când te îți împinge limitele sau când te confruntă cu, se împotrivește autorității tale, ba tot copilul tău e, cum ar fi să îi abandonezi, păi ar fi plină lumea de copii abandonați și totuși noi continuăm să facem asta. Dumnezeu cu atât mai mult este Dumnezeu care are răbdare. Perspectiva realității este cea în care Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu e acolo să ne sprijinească ca data viitoare să fim mai din timp conștienți de ce urmează să călcăm strâmb, da? Doar că noi, dacă suntem absorbiți de autoflagelare, de vai, cum sunt eu, greșesc și îmi pun doar părțile negative în față, nu trăiesc realitatea. Pentru că realitatea noastră vine nu, eu am făcut un lucru bun, sunt un om bun. Am făcut un lucru rău, sunt un om rău. Eu sunt bun și rău, că asta este calitatea umană. Am calități și defecte pentru că sunt uman. Trăim în trup. Da. Exact. Ce mi se pare fascinant este dacă ne gândim la faptul că, indiferent de faptul că greșim sau păcătuim, invitația lui Hristos rămâne aceeași. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Și asta e este o poruncă. Veniți. Asta, exact. Da. Da. Dar invitația asta nu se anulează odată cu greșeala noastră, că atunci n-ar mai spune. Da. Și n-ar fi valabilă și a doua oară și a treia oară și peste 50 de ani. Exact. Cât de mult ne împovărează o greșeală. Poate mai mult decât un necaz exterior, o suferință, da. Și vreau să vă mai citesc un pic iarăși pe tema asta, pentru că mi s-a părut foarte frumos cum scrie autorul în Cartea Blând și Smerit, întocmai despre această poruncă, despre această invitație. Zice așa, măsura minimă necesară pentru a fi cuprinși în îmbrățișarea lui Iisus e simplă, să ne deschidem Lui. Este singurul lucru de care are nevoie. Cu adevărat, acesta este singurul lucru cu care El operează. Versetul acesta, specific, ne spune explicit cine se califică să intre în împărtășie cu Iisus. Deci, nu ne calificăm să intrăm în împărtășie cu Iisus doar atunci când avem o perioadă bună în viața noastră. Exact. Și ce ne califică să intrăm în împărtășie cu El este tocmai asta, cei trudiți și împovărați. Pentru a veni la Iisus nu trebuie să scapi de povară și să te adun mai întâi, Exact. Cum încercăm noi să facem. Tocmai povara te califică să vii. Nu trebuie să plătești nimic. El spune, vă voi da odihnă. Odihna asta este un dar, nu o tranzacție. Fie că te forțezi din greu să-ți îndrepți viața, fie că te regăsești apăsat de ceva care îți scapă de sub control, dorința lui Iisus ca tu să găsești odihnă, să ieși din furtună, o întrece pe a ta. Da. Și de ce nu ies cei care se străduie? Pentru că, de fapt, e un păcat al mândriei acolo. Eu sunt mai presus de Dumnezeu pentru că eu rezolv lucrurile și apoi vin la El. Nu-L lasă pe Dumnezeu să fie cine este de fapt, da? Iarăși, o pierdere din vederea realității. Și atunci m-aș întoarce la o întrebare pe care am abordat-o așa un pic mai înainte. Se bucură Dumnezeu de noi? Da. Îl vedem, îl percepem pe Dumnezeu bucurându-se de noi, nu doar că ne primește, că ne invită și ne primește, dar se bucură de noi. Se bucură de noi, nu-l vedem, nu-l percepem, dar știm. Da, avem dovezi. Da. Și vom trăi prin credință. Știu că Dumnezeu mă iubește indiferent de orice și orice ar fi, mă arunc în brațele Lui și în necaz, și în păcat, și în suferință, și în bucurie. Da. Da. Se bucură de noi și mie mi se pare că însăși acceptarea faptului că El se bucură de noi, există o bucurie pe care noi o putem trăi atunci când lăsăm pe El să fie cine este de fapt și să renunțăm noi la cine pretindem sau credem că suntem. Sau ne dorim. Da, da, sau ne dorim să fim. Da? Toți ne dorim să fim ca Apostolul Pavel, ce minunat, ce mulți oameni a atins el. Da, da, noi privim acum perspectiva Apostolului Pavel în toată viața lui. Noi nu privim episoade. Ori noi privim spre episoade din viața noastră, că nu suntem la final. Da. Exact. Așa că da, se bucură Dumnezeu. Se bucură Dumnezeu. Mai există o expresie în cartea asta care spune așa, bucuria noastră și bucuria lui să fie în același ritm.
a Lui prin faptul că se îndură, a noastră că primim îndurarea. Da. Deci Dumnezeu nu e Dumnezeu care își retrage îndurarea asta sau își retrage dragostea în momentul în care noi avem nevoie de ea, ci din contră, El o dă cu bucurie. Da. Nu o dă cu tristețe, nu o dă cu limită, o dă cu nici bucurie. Cu se bucură când, da, când ne ajută. Și asta cred că uităm, uneori scăpăm din... Da, și când suntem acolo unde vrea El, da, în voia Lui, cum folosim foarte adesea în noi evanghelicii, când suntem în voia Lui, înseamnă că suntem și acolo în bucurie, primind. Dacă El își dorește să ne dea, sunt în voia Lui când primesc. Așa. Am și un verset. Țefănia 3:17. Oh, da. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Da. Pentru tine, pentru de tine. Cu tine. Da. Mm-hmm. Exact. Și asta se întâmplă ca urmare a faptului că acceptăm ajutorul Lui. Da. El, încă o dată, deci mi se pare așa un adevăr de eliberator că ne gândim că atunci când El se îndură de noi, atunci când ne dă milă, atunci când ne iartă, atunci când face, când Iisus își îndeplinește menirea în viața noastră, atunci se bucură cel mai mult. Și noi putem nu se bucură de faptul că noi suntem super perfecți și nu mai avem nevoie de El. Da. Iartă-mă că te-am întrerupt gândul. Nu mai nimic. Însă, eu aș vrea un pic să duc un contraargument pe care l-am auzit de multe ori și am discutat despre faptul că, o bucurie profundă vine ca urmare a prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. Tu ai vorbit despre tehnicile terapeutice. Dar sunt oameni care vin și spun, ok, dacă e doar o bucurie imaginată, dacă e doar o bucurie pe care ne-o inducem cumva, cum răspundem? Sau să ne imaginăm că am avea o asemenea discuție cu... Ar fi cineva aici împreună cu noi care nu l-ar avea pe Dumnezeu care per în viață. Deci, ok, asta e numai că te convingi tu pe mintea ta și mintea ta ca să te bucuri. Practicianul din mine să răspundă astăzi? Tu înțelege-te cu cine vrei să răspundă și spune-ne. Practicianul din mine ar spune... Măsoară efectul. Măsoară efectul în psihologie, care este o știință și subliniez din nou, înseamnă exact să păstrezi linia științei. Adică observă, monitorizează și măsoară. Dacă observi și vezi că efectul este unul benefic, păi cine spune că cana asta este imaginară sau e reală? Poate unii spun că imaginară, că n-au pus mâna pe ea și n-or să pună mâna pe ea, eu spun că e reală și am pus mâna pe ea. Care e efectul? Mie cana asta și conținutul ei îmi liniștește setea. Așa și în bucurie. Pot unii oameni să reproșeze că, dar Dumnezeu imaginar, că nu-l văd, nu-l pot pipăi. Dar efectul măsurat, care este? Calitatea vieții creștinilor este... net superioară și asta este un fapt demonstrat de știință a creștinilor practicanți, nu a celor care mimează, să ne înțelegem. Da. Ar trebui ca bucuria creștinului să fie mereu vizibilă? Dacă ar fi să ne luăm după Biblia pe care o are Florentina în față, da, ar trebui să fie vizibilă. Ar trebui să fie vizibilă și mă refer efectiv să se manifeste și atunci când trecem prin suferință. Și atunci, asta se leagă cumva în mintea mea și de acest contraargument pe care l-am auzit, că e o bucurie cumva închipuită, indusă. Și se leagă un pic și de manifestare, adică pretinderea la noi Dumnezeu sau pretinde Scriptura ca atunci când trecem prin valea umbrei morții să exuberăm de bucurie? Zice nimeni că trebuie să exuberezi de bucurie sau să fie exuberant, că vai ce minunată e bucuria când trec prin valea umbrei morții, să trecem și mâine. Nu în perspectiva asta, ci în perspectiva felului în care trec pe acolo, a liniștii și pacea pe care o am.
care e clar nu are legătură cu contextul pe care îl trăiesc, care e palpabil și e valea umbrei morții, descrie suficient cuvintele astea. Nu? Mulți vor spune, da, îți imaginezi, da, nu are efect, dar hai să mergem din nou la realitatea pe care o trăim. Deci cred că foarte mult ne plac versetele din Plângerile lui Ieremia, capitolul 3. Fiecare dimineață când ne trezim, ăsta spune: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Dar câți dintre noi cunoaștem capitolul 3 din Plângerile lui Ieremia? Pentru că versetele premărgătoare spun: m-am săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin, mi-a sfărâmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă, mi-a luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Nu mai am nicio nădejde în viață. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Și acum, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. În valea plângerii, avem atâtea exemple în cuvântul lui Dumnezeu, când personajele, oamenii de la care învățăm, au trecut prin valea plângerii și credința în Dumnezeu, ei au știut că nu acela este tabloul final, da. Nu acela este sfârșitul, nu acea este viața, ci este mult mai mult decât atât. Ne putem bucura în orice circunstanță. Foarte adevărat este și vedem și în psalme exact același lucru, nu? Începe David adesea spunând și sublinind. Varse sufletul exact, de acolo. Exact! Clar e în suferință, nu? Nu e ca și când ar sta bine, mersi, și el scrie din vârful buzelor ceea ce... E evident, din cuvintele lui îți dai seama cât de tare e suferința, cât de mare e suferința. Și în momentul în care își mută atenția pe Dumnezeu și pe cât de mare este, finalizează totdeauna cu wow! Și îl simți în cuvintele lui că practic s-a ușurat inima. Nu mai e aceeași povară de la începutul psalmului. Și nu e unul singur. Și contextele astea, și ce ne-ai citit din Plângerile lui Ieremia, și ce spui tu cu David, mi se pare așa că, tot am zis, sunt două realități care coexistă. Dumnezeu nu ne spune nu plânge, ci doar bucură-te. Nu te tângui, ci doar bucură-te. Dar vedem că există și partea asta de... împletirea asta. Exact, împletirea asta în care și suntem zdrobiți și plângem și ne vărsăm sufletul, dar ne și bucurăm. Plângeți cu cei ce plâng? Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Este o vreme în care trebuie să ne așezăm lângă cel care suferă și să fim acolo să plângem. Nu e momentul în care să-i spunem tu ar trebui să te bucuri acum. Acum e momentul să... Tu n-ar trebui să suferi acum. Da. Sau lasă că o să vină și ziua când te bucuri. Exact. Sau să subliniem că partea pozitivă a momentului suferinței lui. Exact. Dar cum facem asta? Foarte adesea o facem printr-un pozitivism. Exact. Ai pierdut un copil și zici, da, măcar ai rămas însărcinată. Da? Grozăvia sublinierii pozitive a unei suferințe nu anulează suferința. Este una din cele mai mari greșeli. Exact. Da. Cele mai mari greșeli pe care le fac cei care pretind că îi ajut pe cei în suferință. Nu canalizarea spre vai ce pozitivist și putem privi situația. Pentru că nici în prelucrarea traumei, nici în prelucrarea suferinței nu facem lucrul ăsta în terapie. Ești acolo în suferință și îl ajuți pe om să rămână conștiincios suferinței lui și din când în când să-i arăți, ok, uite, și bucuria poate fi parte a suferinței. Cred că uneori se întâmplă să subliniem pozitiv în mijlocul suferinței și dintr-o naivitate, pentru că nu știm ce să zicem de multe ori și atunci... Ne simțim obligați oblojim. Să zici. Exact. Dar e o oblojire exact. Neprofesională care nu face decât să infecteze rana. Exact. Dacă îmi permiteți metafora. Și poate că aici e și un exercițiu inclusiv al nostru, al celor care spunem că suntem credincioși, să ne aplecăm spre cel ce suferă și să stăm acolo în suferință cu el. Exact, foarte Adelina. Bine zis să stăm. Da. Nu trebuie să spunem nimic, da. Doar să stăm. Exact, Adelina, gândește cât de des natura noastră umană ne spune
fugi mâncând pământul, omul ăsta suferă. Și dacă nu suntem obișnuiți să privim la ceea ce natura, deci nu noi am inventat-o, ea e în noi și ne va spune fugi de suferință. E normal să-ți dorești binele. Trebuie să lucrezi împotriva voinței, a naturaleții cu care îți vine să fugi. Să spui, ok, nu fug, rămân aici. Sunt acolo cu cel care suferă. Pentru că datoria mea este plângeți cu cei ce plâng. Și bucurați-vă cu cei care se bucură. Dar există și acest element de bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și aici aș ajunge și la întrebarea cum ne cultivăm, de fapt, bucuria. Pentru că există acea bucurie pe care Duhul Sfânt o pune în noi, dar cred că există și niște exerciții pe care le putem face și un mod de a cultiva, că vedem că noi avem nevoie de discipline, noi oamenii. Da. Fără disciplină n-am ajunge foarte departe și atunci am putea să facem o disciplină și din asta, din a ne cultiva bucuria? Da, este în psihoterapie un trend în ultimii ani de a cultiva emoțiile pozitive. Pentru că noi, câteodată, oamenii depășim limita emoțiilor pe care le trăim disfuncțional și suferința și rămânem acolo. Și ce s-a urmărit în ultima vreme? S-a urmărit evidențierea. Ce au oamenii ăștia în calitatea vieții lor? Și între primii care au fost studiați au fost persoanele care au supraviețuit Holocaustului. Unii din ei aveau o calitate a vieții care era ieșită din comun și nesănătoasă pentru cineva care a trecut pe acolo. Cum se poate bucura ăsta atâta când altul care a dus-o bine și tocmai, nu știu, și-a rupt un picior, e copleșit de suferința lui? Sau alte situații de genul ăsta. Și ce s-a observat la oamenii ăia era că ei și-au cultivat bucuria chiar în închisoare. Cum vorbeam mai devreme și de Vurbrand. Lagărul acela n-a închis nici pasărea să treacă pe deasupra, n-a împiedicat nici floarea să iasă sau iarba. Și oamenii aceștia s-au bucurat de mici lucruri care de fapt sunt atât de extraordinare și care sunt dovezi ale faptului că Dumnezeu e prezent în orice. Pentru că ție-ți plac parantezele, o să fac eu o mică paranteză, iartă-mă că te întrerup, dar exact acum mi-am adus aminte când ai zis de faptul că în lagăr pasărea nu oprea să zboare. La un moment dat, nu mai știu exact care dintre preoții greco-catolici închiși în perioada comunistă, vreo câteva pagini vorbește în memoriile sale despre cum în timpul detenției a observat felul în care își croșetează un păianj în pânza. Și mă gândeam, eu n-aș sta niciodată să mă uit la un păianj în cum își croșetează pânza și cu atâta interes și cu atâta studiu și cu atâta bucurie explica lucrul acela, mi s-a părut fascinant. Da, da. Vedeți, în practica asta, de fapt, o aplicare asupra prezentului. Noi o folosim în tehnicile de psihoterapie. Concentrarea pe prezent, pe momentul acela, e foarte benefică. Te ajută un pic să te disociezi de contextul pe care îl trăiești și urmărești o chestie firească din natură. Nimic extraordinar. Priviți puii, furnicile, cât de tare ne încarcă toate animalele, insectele, natura, cât de mult ne încarcă. Dar cât de mult dăm voie naturii să ne încarce și cât de mult, de fapt, noi suntem concentrați doar pe urgent, pe important, pe acum, job și trăirea de trebuie să fac, trebuie să performez, trebuie ăsta care, de fapt, nu e din categoria trebuie cu necesitate să mă aștept să supraviețuiesc, ci e din categoria aș prefera. Dar când cultura sau societățile în care trăim, și asta se resimte, cred că, destul de mult sau mai mult în orașele mari, în care trebuie să performezi, în care ca să supraviețuiești cât de cât la un nivel decent, trebuie să ții pasul. Trebuie să ții pasul, exact. Și atunci e foarte greu să discerni între ce e cu adevărat necesar, ce nu e necesar. Am avut o experiență cu Dumnezeu. Făceam naveta la Timișoara, lucram, locuiesc lângă Arad și într-o seară când mă întorceam de la ore, eram foarte copleșită și mă rugam, Doamne, mâine trebuie să fac aia și aia și aia și aia, dar nu mai pot.
Și răspunsul lui Dumnezeu a venit ceva de genul, da, mâine trebuie să faci mâncare, mâine trebuie să-ți speli, mâine trebuie să ai grijă de copii, să-i duci la școală, să-i aduci, să... dar acum ce faci? Acum, în clipa asta, că mâine poate nu mai existi, nu mai trăiești. Da. Și am învățat să mă bucur acum, în clipa asta, nu contează ce urmează, nu contează ce a fost, acum, aici, da, mă bucur de Domnul. Contează mult decizia noastră. Mă bucur de viață, mă bucur de ceea ce am, mă bucur de tot. Și Biblia subliniază foarte adesea prezentul și trăirea prezentului. Astăzi este momentul, ziua. Asta e ziua pe care tu o trăiești. Da, sloganul nostru este Carpe Diem, da, dar cu Domnul. Da. Și cred că, uite, o altă disciplină, pentru că ai făcut referire la versetul din Plângele lui Ieremia, cred că de multe ori nu stăm să vedem binecuvântarea. În teorie știm că binecuvântarea se înnoiește. În practică, priviți spre noi, cei care trăim perioada asta, câți din noi își dau voie să aibă parte de ziua de odihnă. Dar cine a pus ziua de odihnă și locul ei? Cine a pus sărbătorile în care a zis așa să vă luați sărbătorile, așa să faceți? Cine a pus perioada? Cine? În toate astea a fost Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu avea nevoie de ziua de odihnă sau pentru că Dumnezeu avea nevoie de sărbătorile alea. A obosit. Sau... Da, da, da. Dumnezeu da, a obosit. A tot puternicul a obosit. Nu. A noi făcut-o nu. Ca un exemplu pentru noi să învățăm să punem ordine în lucruri. La sărbătorile astea împrăștiate pe tot, toată perioada anului, cu odihnă, cu veselie, anul sabatic, ziua de odihnă, trăirea prezentului, lasă, ajunge zilei necazul ei. Toate astea nu sunt pentru că Dumnezeu avea nevoie să se simtă mai puternic, mai mare sau, nu știu, a toate știutor, ci pentru că El le-a adus pentru noi oamenii să beneficiem de pe urma lor. Cât de tare ne dăm voie să beneficiem. Și eu sunt între propovăduitori și încă exersez în afacere, da, că nu sunt perfect. Și apropo de asta, cât de tare ne dăm voie să ne bucurăm, zice Pavel la un moment dat în 1 Timotei astfel: poruncește-le bogaților din viacul de acum să nu se îngânfe, să nu-și pună speranța în bogățiile nesigure, ci în Dumnezeu care ne oferă din belșug toate lucrurile ca să ne bucurăm. Da. Da. Cred că uneori ne privăm noi pe noi, mi se pare că n-ar trebui să ne bucurăm, apropo de ce discutam mai devreme în partea 1 a emisiunii, că parcă ar trebui să tot suferim, să tot suferim, da, să tot suferim. Noi nu avem, noi n-ar trebui să avem parte de confort, de belșug, de binecuvântare. Confortul și belșugul nu sunt tot una cu a avea oricât. Adică a 15-a cămașă albă nu cred că e o necesitate. Asta dacă nu poți doar cămeși albe. Și dacă porți cămeși albe, trăirea mai în varianta de ce trebuie cu necesitate și ce este, da, o preferință, da, ar putea să pună, de fapt, să reașeze prioritățile. Nu? Și de aia ne și lăsăm atrași în tumultul vremurilor pe care le trăim. Ce altceva ar mai trebui să știm despre bucurie acum, pe final de conversație? Ce ne mai spune Scriptura sau ce gânduri mai aveți? Eu zic că e foarte importantă și o inimă mulțumitoare. Proverbe 15:15 zice: toate zilele celui nenorocit sunt rele, da, dar cel ce are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat. E o sărbătoare continuă în momentul în care suntem mulțumiți, așa cum ai spus tu, Dana, da, nu cu 15 cămăși albe, poate ne ajung 3-4. Dacă îți trebuie 20, ia-ți 20. Da. Și cred că inima asta mulțumitoare ne va ajuta să ne bucurăm și de poate o cămașă noastră, dar și de cele 15 ale celuilalt. Da. Da. Pentru că mulțumirea ne va feri, cred că, un pic și de invidie, da, și de mândrie. Da, adică și... acele bucurați-vă cu cei ce se bucură, nu ne spune bucurați-vă doar, nu știu, în anumite circumstanțe. Da. Dacă ție, Florentina, ți se întâmplă un lucru fain sau primești ceva care poate eu mi-aș fi dorit să am, dar tu îl primești, ce fac? În mintea mea umană și
concentrată pe aici și acum, cine încolțește? Invidia. Mm-hmm. Da? În mintea mea prelucrată de autodisciplinare și de disciplinarea pe care o aduce Dumnezeu în viața mea, înseamnă să pun deoparte sentimentele astea, că nu-mi sunt de folos și nu mă vor duce la bine, că eu tot asta urmăresc ca practician. Efectul. Care este efectul? Și dacă tot suntem pe final, nu fac paranteză, ci fac o recomandare, mulțumirea și mulțumesc și Florentinei că mi-a ridicat mingea la fineu, mulțumirea și recunoștința sunt tehnici terapeutice demonstrate cu ajutorul neuroștiințelor, ca având efecte extraordinar de benefice. Și vă explic acum pe scurt de ce, știți cu toții, pentru că Dumnezeu gândește foarte în detaliu toate lucrurile, dar neuroștiința ne-a ajutat să vedem cum a gândit în detaliu. Dacă recunoștința mă ajută pentru că în momentul în care sunt recunoscător, mă focalizez pe un anume eveniment pentru care sunt recunoscător, evident, nu? Că ne-am întâlnit, că am văzut o floare, că mi-a zis un copil, etc. Când mă focalizez doar pe aia, eu îmi dau voie mental să trăiesc, chiar dacă la o intensitate mai mică decât momentul când am trăit-o în prezent, dar recunoștința o fac mai târziu, o trăiesc la un nivel și intensitate mai mică, dar trăind-o, de fapt în creierul meu se descarcă niște neurotransmițători responsabili pentru starea de bine. Dacă eu pun recunoștința la finalul zilei mele, asta înseamnă că am terminat cu cererile, ci doar exprim recunoștința. Doamne, îți mulțumesc! Finalizarea zilei mele îmi pregătește creierul pentru o noapte în care asta va face și în timpul visului creierul meu și va prelucra tot asta și va duce o altă dimineață diferită decât cea în care, înainte de culcare, mă gândesc la agenda plină de a doua zi și îmi vine să-mi smulg părul din cap că nu știu cum o să le împrăștii pe toate sau să le fac pe toate. Wow. Deci, concluzia este, trebuie să ne culcăm bucuroși și mulțumitori și recunoscători și eu, la rândul meu, sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare că v-am avut împreună cu mine. Concluzia este că nici două părți nu ne ajung. Ar mai fi trebuit și o a treia. Și subiectele sunt suficient de extinse. Dar vă mulțumesc foarte, foarte mult. Și noi mulțumim. Vă mulțumesc și vouă că sunteți parte din această emisiune și sunteți parte din această comunitate prin simplu fapt că ne urmăriți. Vă invit ca de lungul săptămânii între emisiuni să ne întâlnim și în online. Ne găsiți pe toate platformele Asimetric TV. Până data viitoare, vă doresc să faceți aceste exerciții de mulțumire ca să cultivați bucuria în viețile voastre. Pe data viitoare!